AJVPS Vâlcea și-a îmbogățit portofoliul. Prin semnarea contractelor, mai mulți membri s-au înscris și au beneficiat de permise de pescuit. Acestea se eliberează pe criterii de vârstă, copiii și pensionarii, beneficiind de reduceri. În schimb, activitatea intensă se înregistrează în domeniul vânătorii, acolo unde AJVPS nu a avut concurență. Cetățeană județeană a fost repusă în drepturi, în ceea ce privește eliberarea permiselor de pescuit. Avem imediat, în perioada imediat următoare, o invitație pentru a semna contractele cu Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură și atunci este foarte bine că resursa acvatică vie, care a fost lăsată uitării, a apărut iarăși în atenția Ministerului Agriculturii prin Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, să fie, deci resursa să fie protejată, conservată și păzită de către persoane specializate, dotate, așa cum suntem noi, Organizația de Vânătoare și Pescuit, cu personal dotat, instruit și făcând cheltuieli din banii privați pentru un interes public. La pescuit eliberăm permise pentru adulți și ultima hotărâre a fost de a încasa 72 de lei la adulți, 42 la pensionari, 35 la studenți și 17,5 lei la copii. Trebuie să vă spun că, de adevăr, asociația se ocupă de două activități principale, vânătoarea și pescuitul. Dacă doriți să începem cu pescuitul, cu mare plăcere o facem. Cu ce doriți dumneavoastră să începem? Dar cu vânătoarea. Principala activitate este vânătoarea. Da. Și ne aflăm în sezon de vânătoare, am recoltat deja specii importante de căprior cu vânători străini. Am realizat, practic, mai mult de jumătate din plan de recoltă. S-a deschis și planul de recoltă, sezon de vânătoare la Mistreți. Planul de recoltă este la aproape 300 de exemplare, dintre care jumătate le oferim vânătorilor noștri în mod gratuit, pentru că sunt membri cotizanți cu activitate bună în cadrul asociației, cadrul organizației noastre de vânătoare și pescuit, iar restul vor fi valorificați cu vânători străini sau alți vânători din țară sau din cadrul cluburilor pe care noi le coordonăm, respectiv Râmnicu Vâlcea, Trăgășan și Horezu. Totodată, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea, prin membrii cotizanți, are o colaborare strânsă și cu celelalte asociații din străinătate. La fel ca și la pescuit, în cazul celor care nu respectă legea vânătorii, organele de cercetare penală au luat măsurile necesare în vederea protejării fondului vânătoresc. Din nefericire ne confruntăm, chiar dacă suntem în 2016, mai sunt vânători sau alți cetățeni care nu au permisul de vânătoare, care încalcă legea și încearcă să prindă speciile de vânat cu arma, cu capcana sau alte metode interzise de lege. Și ce măsuri luați dumneavoastră în cazul în care sunt prinși acești cetățeni care vânează ilegal? Suntem în baza legii puternici să constatăm și să propunem sancționarea acestora. Întocmit dosarele și le dăm organelor de cercetare penală și avem astfel de cazuri. Avem în jur de 5 dosare pe rol. Da. Și sperăm că se vor finaliza ca și până acum în condițiile respectării literii și spiritului legii. Asociațiile de profil din țară așteaptă cu mare interes apariția unei ordonanțe de urgență, care să le ofere o mai mare activitate la nivel regional.